Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la subiectul zilei. Iată-ne din nou în studioul TV Buzău. Așa cum vă spuneam acum câteva minute în cadrul ediției în care invitat a fost domnul Vasile Biță de la Inspectoratul Județean de Poliție Buzău, am pornit discuția de la cazul polițistului pedofil din București și știți și dumneavoastră situația și ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile, mai exact pe 5 ianuarie 2018. Am zis într-un fel sau altul să facem o trecere în revistă a ceea ce am realizat cu foarte puțin timp înainte, pentru că vom vorbi în cadrul acestei emisiuni despre învățământul buzoian, despre elevi, despre siguranța elevilor și copiilor noștri în școli, despre noul regulament aprobat la o distanță de 3 zile de la incidentul cu polițistul pedofil, mai exact pe 8 ianuarie, ministrul educației, domnul Liviu Pop, a aprobat un nou regulament în instituțiile de învățământ. Vom discuta și despre faptul că 3 instituții de învățământ din Buzău au fost premiate la Cotroceni în cursul zilei de ieri, chiar de către președintele țării, de către domnul Iohannis. Este vorba despre Colegiul Național HD-ul, Școala Gimnazială numărul 1, Școala Gimnazială din Siliștea. Însă despre toate aceste lucruri vom discuta în această seară și chiar vă vom răspunde dumneavoastră telespectatorilor cu doamna inspector Veronica Trandafir de la Inspectoratul Școlar Județean Buzău. Bună seara, doamna Trandafir! Bună seara! Mulțumesc pentru prezența la noi în studio și în 2018. Mulțumesc pentru invitație și eu. Vreau să începem, doamna Trandafir, cu faptul că în cursul zilelor trecute am asistat la acel incident neplăcut. Acea fetiță de 5 ani, fratele ei de 11 ani, abuzați în liftul din scara blocului și m-am gândit să facem așa totuși o legătură între programul pilot implementat la nivelul județului Buzău, la faptul că s-a hotărât și s-a modificat regulamentul școlar în data de 8 ianuarie și multe alte lucruri care țin de siguranța copiilor noștri în instituțiile de învățământ și nu numai, dar și despre proiectele pe care Inspectoratul Școlar Județean Buzău le are în decursul lui 2018. Da, sigur că da, așa cum știm cu toții, în data de 8 ianuarie 2018, anul acesta, domnul ministru a aprobat prin ordin de ministru 3027 modificările și completările la regulamentul de organizare și funcționarea învățământului preuniversitar din România. Și ca să corelăm cu situația foarte neplăcută care s-a mediatizat în ultima vreme și care s-a și petrecut la nivel național, iată că grupul de lucru pentru modificările și completările la regulament s-a gândit de dinainte să urmărească în mod special realizarea unui obiectiv foarte important pentru noi toți, da, și părinții în aceeași măsură, acela de asigurarea siguranței și securității copilului. Și printre modificările care au fost incluse în regulament, permiteți-mi să vă citez un aspect foarte important. La articolul 173, alineatul 7, se acordă o atenție deosebită, în special asigurării securității și siguranței copilului din învățământul preșcolar și învățământul primar, și acest aspect se referă la părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului sau elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea activităților educative, orelor de curs, să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.
Toate aceste aspecte dovedesc că, în primul rând, cu toții ne gândim la realizarea unor activități de prevenție a unor cazuri, situații. Ne-a speriat pe toți derbedeul ăsta, doamna inspector. Așa este. Acum, psihologia umană este atât de complexă și atât de... Discutam de testele psihologice, dacă au vreun efect. Și dacă depistează vreodată un astfel de specimen? În contextul în care vorbim de o boală psihică, astfel de persoane sunt capabile să acopere comportamentele pe care uneori le refulează prin... în societatea în care își desfășoară activitatea. Bineînțeles că aceste comportamente sunt rezultatul unor frustrări, frustrări care nu au fost, nu sunt gestionate, nu sunt descoperite la Astea timp. Astea din copilărie. Astea, nu, da, vin de departe, din perioada, dacă ar fi să ne gândim, ne putem duce la perioada 0-3 ani, când copilul are nevoie de cea mai mare protecție. Protecția maternă este cea care îi asigură stabilitate, îi asigură o personalitate mai târziu bine dezvoltată și bine susținută afectiv. E foarte posibil ca la momentul copilăriei domnul respectiv, persoana respectivă, pentru că până la urmă nu poate fi numit nici măcar om, persoana respectivă a ținut în interior aceste frustrări care la un moment dat, pe fondul unor factori externi, iată că s-au manifestat. Doamna inspector, ce alte modificări mai survin în noul regulament? Bun, nu mai au voie elevii cu telefoanele mobile. Da, telefoanele mobile. Uniformă obligatoriu, ceea ce mi se pare normal și corect. Și eu am fost elevă și am avut uniformă până în clasa 12-a, doamna inspector. Da, însă este un aspect, un amendament care este făcut în sensul acesta, referitor la uniformă. Ce trebuie să avem noi în vedere? Vorbesc de noi cadrele didactice. Iată, articolul 198 se referă la acest aspect. Acei elevi care, din diverse motive pe care la un moment dat nu le cunoaștem, nu poartă uniformă, nu trebuie să fie sancționați. Asta având în vedere că... Da, dar asta că... nu trebuie să se întâmple tot timpul. Nu, tot hai, timpul. S-a întâmplat odată, ai spălat uniforma, nu s-a uscat. Sau, mă rog, nu știu ce, nu ți-a călcat mama cămașa sau fusta sau pantalonul. Bun, e de înțeles, odată la nu știu cât timp. Dar nu trebuie să facem obișnuință. Da, regulamentul, modificările, de fapt ordinul acesta care aduce modificări și completări la vechiul regulament, este fundamentat tot pe legea educației numărul 1 pe 2011, cu modificările și completările ulterioare, și în lege, ca act fundamental al organizării funcționării învățământului românesc, se spune clar că fiecare instituție de învățământ trebuie să aibă un însemn distinctiv care, bineînțeles, este aprobat prin Consiliul de Administrație al instituției de învățământ respective, cu acordul părinților și, bineînțeles, al reprezentantului elevilor în contextul în care elevul este și el cu drept de vot, are 18 ani, este cu drept de vot și participă la luarea deciziilor în Consiliul de Administrație al instituției de învățământ respectiv. Să înțeleg că elevii nu vor mai face de serviciu pe școală. Nu vor mai tot face. Tot conform noului regulament. Conform noului regulament, elevii nu mai au această, să zicem, responsabilitate. Cui revine responsabilitatea? Și vreau să știu dacă toate unitățile de învățământ din Buzău au această pază asigurată la școală, pentru că am văzut în trecut, cu tot cu pază, tot erau bătuți copiii, profesorii scuipați, bruscați. S-au întâmplat astfel de situații.
Haideți să vedem cui revine sarcina asta, grija copiilor și cadrelor didactice. În primul și în primul rând, grija este asigurată de protecția și paza ce se asigură în școli, este asigurată de profesorul care este de serviciu și profesorul de serviciu știe că are această responsabilitate să asigure securitatea și siguranța elevilor în mediul școlar, în spațiul școlar. Bineînțeles că ne ducem la nivel de clasă și ne gândim la asigurarea securității și pazei de către diriginte, de profesorul diriginte, și fiecare cadru didactic este responsabil pentru asigurarea securității și siguranței elevului în școală. Din momentul în care a avut loc acest incident cu acest pedofil, cu acest individ, ați avut întrunire, ați avut videoconferințe, ați avut ședințe prin care ați fost atenționați, va începe un nou semestru, vor veni copiii la școală, vom aplica următoarele măsuri. Noi am discutat despre această problemă, este o problemă foarte gravă care s-a întâmplat la nivelul societății românești și ca atare trebuie să ne asumăm responsabilitatea asigurării unei securități mult mai bune, eficiente a copiilor noștri, că până la urmă unii dintre ei sunt chiar proprii noștri copii și trebuie să vedem și din perspectiva părintelor, părintelui cum trebuie asigurată această securitate. Am discutat, vreau să vă spun că programe și proiecte privind asigurarea securității copilului, elevului în spațiul școlar și chiar în afara spațiului școlar, vorbim de educația non-formală, de activitățile extrașcolare, astfel de proiecte se desfășoară, ele au ca obiectiv fundamental prevenția unor astfel de situații și nu numai unor astfel de situații. Dacă îmi permiteți, o să vă prezint pe scurt un program care se desfășoară tot pe linie educativă, care se desfășoară încă din anul 2008 și pe care Ministerul Educației îl promovează în parteneriat cu Salvați Copiii din România, care inițial a avut ca obiectiv principal asigurarea siguranței copiilor pe net. Acum el poartă numele de Ora de Net și se ocupă și de acest aspect, asigurarea securității, siguranței copilului. Bun. Prin... Cum, doamna inspector, cum se face toată această asigurare a siguranței copilului pe net? Păi, în primul și în primul rând, se fac acțiuni de conștientizare a pericolilor care pot apărea în contextul acesta al navigării pe internet. Copiii sunt curioși, deschiși relaționării cu orice fel de persoană, dar ei au fost informați. Să le spunem, au fost, da? Informați, în spatele acelei persoane poate fi oricând un pedofil. Exact cazul pedofilului, da, din București. Oricând o persoană care să aibă alte gânduri ascunse și care să îl folosească apoi în alte scopuri. Ați avut astfel de situații în ultima vreme, doamna inspector, la nivelul școlilor din Buzău? La nivelul școlilor din Buzău, deocamdată nu ne-am confruntat cu astfel de situații. Sper să nu fie nici... Să dea Dumnezeu să nu se întâmple astfel de situații. Sperăm că aceste activități pe care noi le facem împreună cu, în parteneriat cu poliția, cu organisme din acestea de la nivel național, cum ar fi Salvați Copiii, de asemenea în parteneriat cu asociațiile de părinți, pentru că trebuie să avem tot timpul aproape pe părinți și dumnealor să ce fie spun alături părinții, de noi. În momentul în care purtați discuții cu dumnealor referitor la această navigare pe internet, copilul mai tot timpul, mai ales în vacanță, are acele jocuri, are acele grupuri, acele discuții cu prietenii, cu colegii. Ce spun părinții despre această situație în condițiile în care părintele este mai mult plecat decât acasă? Da, unii dintre părinți, să știți că majoritatea părinților sunt responsabili și își monitorizează această activitate, navigarea copilului pe internet și încearcă să-l urmărească
că din umbră, că mai de aproape. Acum depinde de fiecare părinte și de competențele pe care le are fiecare părinte în acest sens. E drept că sunt mulți copii care rămân în grija altor adulți decât părinții și aici sunt probleme, deoarece aceștia nu asigură același sprijin, aceeași implicare ca a unui părinte adevărat copiilor. Am citit și chiar m-am informat despre faptul că aveți și un proiect pilot, doamna inspector, platformă virtuală. Părinții vor afla care este situația școlară a copilului, când și ce note a luat, ce absențe. Așa și părinții din străinătate pot fi la zi cu tot ceea ce se întâmplă în instituția de învățământ, în clasă, un fel de catalog virtual, nu, Da. doamna inspector? Da, începând cu anul școlar trecut, cu sprijinul primăriei municipiului Buzău, am încercat și încercăm implementarea unui program, platformă, care se numește AdServio. Deja la nivelul a cinci instituții din învățământul municipiului Buzău au fost aduse o sumedenie de materiale, printre care tabletele sunt deja disponibile pentru fiecare cadru didactic și în curând vor veni și pentru elevi. Tabletele acestea fac parte din acest program pilot în municipiul Buzău, program prin care noi vom încerca, noi toți, dascălii și comunitatea locală, cu sprijinul comunității locale, să eficientizăm parteneriatul cu părinții și, în aceeași măsură, să le facem mai rapid cunoscut părinților și situația școlară a copiilor și, de asemenea, unele incidente care s-ar putea produce la nivel de instituție de învățământ în care sunt implicați copiii dumnealor. Deci încercăm să Poate facem. exemplul Buzăului va fi preluat și de alte județe. Mi se pare o idee extraordinară să poți verifica situația copilului tău la învățătură și nu numai, în decursul unei zile, atunci când tu ești la serviciu, poți accesa aceste site-uri și poți afla ceea ce se întâmplă la clasă, la școala copilului tău. Este o acțiune extraordinară a Inspectoratului Școlar Județean în colaborare cu autoritățile locale. Aici mă refer la domnul primar Domnul Constantin primar. Toma. Chiar l-am avut invitat zilele trecute în cadrul emisiunilor noastre și îmi povestea cam ce și-a propus pentru 2018, dotarea instituțiilor de învățământ, mai ales cele din domeniul tehnic, cu aparatură, cu tot ceea ce este necesar, laboratoare. Mai spunea domnul primar Constantin Toma că vor intra mai multe instituții de învățământ într-un program de reabilitare, că va îmbunătăți calitatea actului educațional în Buzău, un lucru extraordinar. Ce să vă spun? Se văd și rezultatele. Trei instituții din Buzău, premiate ieri la Cotroceni. Felicitări cadrelor didactice, dar și elevilor pentru aceste rezultate. Vorbim de Colegiul HD, de Școala Gimnazială numărul 1 și Școala Gimnazială Glodeanu Siliștea. Deci, copii cu rezultate foarte Foarte bune bun. și cadre didactice care au făcut posibile aceste rezultate până la urmă. Da, este foarte adevărat. Noi știm de foarte mulți ani că la nivelul județului Buzău, această instituție de învățământ, Colegiul Național Bogdan Petricei cu HDU, este una dintre cele mai cunoscute și cu rezultatele cele mai bune la nivel național dintre instituțiile buzoiene. Și iată că anul acesta, această instituție, pe lângă
lângă alte două premii pe care le-a primit la începutul anului școlar, primește un alt premiu din partea domnului președinte al României, un premiu care reprezintă, de fapt, rezultatul unor eforturi susținute pe care atât dascălii de la această instituție de învățământ de prestigiu din Buzău, cât și elevii, dar și părinții le-au avut eforturi susținute care au dus la astfel de rezultate. Ce v-ați mai propus pentru 2018? Bun, intrăm în reabilitare, dotăm instituții de învățământ, suntem premiați, avem programe pilot. Ce ne mai așteaptă în 2018 pe latura aceasta educațională? Păi, în toate școlile din județul Buzău o să avem aparatură electronică nouă. Toate școlile vor fi dotate cu laptopuri, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Bineînțeles că tot de autoritățile locale suntem susținuți și nu numai. Județul Buzău este unul dintre cele câteva județe selecționate la nivel național în care se începe, să zicem, o nouă reformă educațională, având în vedere că vom dispune de tot ceea ce înseamnă noutate electronică la nivel de învățământ. Bineînțeles că, iată, coroborat cu aceste noutăți, noi continuăm să implementăm și programele acestea de siguranță pe internet ale copiilor, pentru că în contextul în care copilul o să fie pus în situația de a naviga și de a căuta în bibliotecile virtuale informațiile care îi sunt necesare, o să avem grijă ca el să fie orientat către acele informații care într-adevăr o să-l ajute în dezvoltarea lui personală, în autocunoaștere, în inserția pe piața muncii de mai târziu. Doamna inspector, în momentul în care le-ați adus la cunoștință cadrelor didactice și elevilor, nu știu, până la momentul ăsta probabil ei s-au documentat de pe net, noul regulament aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Care a fost reacția dascălilor? Eu stau acum și mă întreb, care o fi reacția elevilor? Ei butonează tot timpul telefonul, îi vedeam pe la ore telefonul, erau pe Facebook, pe rețete de socializare, filmau profesorul, îi făceau fotografii profesorului la ore. Am văzut la posturile naționale toate aceste situații. A fost bătaia dintre cei doi colegi din Buzău, care a fost transmisă pe Facebook, filmat cu telefonul, transmis pe Facebook. Care va fi reacția lor în momentul în care vor fi lăsați fără telefoanele astea în ore? Evident că oare ce nemulțumiri or să fie, astea sunt inerente, dar în contextul în care, iată, la nivelul județului Buzău li se oferă tehnologie de vârf la nivelul fiecarei ore pe care o desfășoară în clasă, eu cred că unele dintre aceste mici nemulțumiri vor mai fi atenuate. Trebuie să luăm în considerare și faptul că telefoanele lor vor fi în siguranță, conform modificărilor și noutăților pe care le include regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar din România. Copilul, elevul, poate să solicite utilizarea telefonului mobil în contextul în care are o urgență medicală sau un alt fel de urgență. Are interdicție, deci nu are voie cu telefonul la oră. Cel care încalcă regula, ce sancțiune va primi? Va fi sancționat. Acum știm cu toții că în conformitate cu precizările regulamentului cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar din România, fiecare instituție de învățământ realizează un regulament de ordine internă și în funcție de ceea ce vor hotărâ
în colaborare cu reprezentanții elevilor, în colaborare cu reprezentanții părinților, vor veni și aceste sancțiuni în contextul în care elevii se vor abate de la regulă. De la ce sancțiune pornim? Păi, cea mai importantă sancțiune prevăzută de regulamentul școlar este aceea legată de scăderea notei la purtare. Și pe unii dintre elevii noștri, bineînțeles că o să-i supere, așa folosind cuvântul între ghilimele, supere scăderea notei la purtare, pentru că unii dintre ei doresc să meargă mai departe în instituții de învățământ universitar, în care media la purtare chiar contează. Auziți, doamna inspector, dar fetele astea, machiate, buite, vopsite, le mai primim la ore? Albastre, verzi în cap? Aici nu s-a gândit domnul ministru să modifice nimic? Nu avem niște precizări în sensul acesta. Acum știți, o ținută elegantă, frumoasă. Păi când le vezi bine, cu curcubeu în cap, doamna inspector, la oră. Fete, așa este, sunt de acord cu dumneavoastră, dar... Dar nu se sunt poate doar câteva nu, cazuri. Nu, dar acestea. Nu se poate schimba nimic la nivelul școlii, regulamentului intern al școlii. Da, în cadrul regulamentului intern se pot face anumite amendamente referitoare la sancționarea elevelor care. Păi le vezi machiate, profesorul nu vine machiat la oră, dar ele sunt machiate, vopsite, v-am spus, curcubeu în cap. Bun, vom mai discuta, vom mai avea emisiuni. Da. Eu sunt mamă de băiat, însă din ceea ce observ eu la clasele mai mari și fete de clasa 8-a, de-a 7-a, v-am spus, vopsite, machiate. Da, eu am fost mai permisivă cu fica mea, sincer, dar din punctul acesta de vedere, dar niciodată n-a sărit calul, nici în... vestimentație și nici în, eu știu, un comportament din acesta care să deranjeze. A știut să fie astfel încât să nu deranjeze pe nimeni. Să nu deranjeze. Doamna inspector, ce interdicții mai au elevii? Interdicțiile ar fi interdicții. Sunt sancționați în contextul în care, în continuare, în contextul în care adună, acumulează absențe. Bineînțeles că modificările și completările la regulament se referă și la acest aspect și ceea ce mi s-a părut un lucru foarte important este faptul că și părintele va fi sancționat în contextul în care nu are o mai mare grijă de asigurarea, într-un fel sau altul, a frecvenței copilului la școală. În ce context vorbesc acum? În contextul în care părintele poate să primească o sancțiune, amendă, este stipulat în, această, în acest material, normativ, o amendă în contextul în care nu ține legătura cu instituția de învățământ. Ținând legătura cel puțin o dată pe lună cu instituția de învățământ și părintele poate fi informat mai rapid de anumite aspecte care pot ține și de frecvența mai puțin bună a propriului lui copil la ore și în aceeași măsură și de situația la învățătură. Ce amendă? Despre ce amendă e vorba? O să vă spun imediat dacă îmi permite. Da. Bineînțeles, doamna din inspector. Modificările pe care le-am, le-am primit nou în... Este vorba așa, la articolul 173, alineatul 2, se referă regulamentul la următorul aspect. Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada învățământului obligatoriu este sancționat conform legislației în vigoare cu amendă cuprinsă între 100 de lei și 1000 de lei, ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. Vedeți, articolul 173 s-a modificat
cu această Dar nu acest aspect. dirigintele ar trebui să mă informeze mai întâi, doamna Ba inspector? da, ba da, dar vedeți, într-un fel sau dirigintele informează. Știți că încă din prevederile legii numărul 1 pe 2011, cu modificările și completările ulterioare, din vechiul regulament, dirigintele știe că are această responsabilitate. Ori de câte ori sunt probleme referitoare la absențe nemotivate mai multe, la note mai puțin bune pe care le primește un copil la evaluările periodice sau sumative. De asemenea, aspecte referitoare la un comportament mai puțin bun. Acestea sunt aspecte pe care profesorul diriginte le are în vedere să le comunice cât mai repede părintelui și are anumite posibilități. Este vorba de ședința cu părinții, care se desfășoară lunar, tot în modificările și completările acestea actuale se menționează și faptul că de fiecare dată când părintele vine la ședințele cu părinții să și semneze că a luat cunoștință de aspectele care s-au discutat la ședința cu părinții. De asemenea, există consultațiile cu părinții, întâlniri cu părinții ori de câte ori este neapărată nevoie și, de asemenea, telefonic poate fi anunțat părintele sau prin intermediul scrisorilor. Doamna inspector, când încep simulările astea, evaluările naționale și în februarie începe În bacalaureatul? februarie începe bacalaureatul, începem cu competențele, deci nu mai este așa de mult timp. Toți dascălii s-au mobilizat și sunt proiectate programe pentru pregătirea Avantaje astor sau examene. dezavantaje, doamna inspector, această etapă a bacalaureatului în luna februarie? Păi, noi am mai avut această experiență cu competențele în perioada februarie din anul școlar și rezultatele la aceste evaluări ale copiilor au fost bune, pentru că vorbim de competențe pe care trebuie să le dovedească un nivel de competență minimal și nu trebuie să depună un efort foarte mare până la momentul la care se evaluează astfel de competențe. Într-un fel sau altul, au timp după aceea să pregătească examenul scris, care până la urmă necesită un efort mult mai mare, un efort intelectual și nu numai. Conținuturi sunt mai multe, mai greu accesibile și atunci rămâne o perioadă mai mare de timp pentru pregătirea examenului scris. Avem un telespectator pe fir, doamna inspector, după care continuăm discuția să vedem ce întrebări ne adresează telespectatorul. Bună seara! Bună seara! Bună seara, cu cine stăm de vorbă, vă rog? Mă numesc Marinescu. Domnul Marinescu, bună seara, vă ascultăm! Deci, să salut inițiativa domnului ministru care a spus elevii de serviciu. Este o inițiativă foarte bună. Acest elev, practic, își pierdea timpul acolo degeaba. Eu trimitea copilul să învețe, și copilul stătea pe hol să apese pe un buton la o sunărie. A intrat, a ieșit de la oră. Este cea mai bună. Referitor la acest aspect, poate fi acoperită de acel profesor de serviciu, cum a spus și doamna, care dacă ne uităm puțin așa în urmă și nu vrem să fim răi, au câte 18 ore sau 19 ore, poate fi completat prin serviciu această chestie ca să facă norma de ore, de 8 ore pe zi și celor 40 pe săptămână. Referitor la uniforme, este foarte bine că nu se sancționează elevii. Deci elevii nu trebuie să fie sancționați pentru așa ceva. Dacă dăm puțin timp înapoi, la început de școală, părinții sunt forțați să cumpere uniformă din banii lor. La prețuri de 2 milioane jumate, 3, 4, 5, depinde de firmă și de comisioanele care se fac. Cred că îmi dați dreptate aici și sunteți la sentimentul meu. O Spuneți! altă problemă ar fi referitoare la ședințe. Nu se fac ședințe în care să reacționeze părinții cu profesorii, să știm ce se întâmplă la școală. Acel catalog virtual, vă spun eu,
are implementare 50%. O parte din părinți nu știu să umblă pe noua tehnologie. Telefoane, tablete, smart-uri, altceva. Își prind urechile mai pe românește, așa cum se spune. Trei făcute acele ședințe. Care epoca comunistă, dacă țineți minte, o dată pe lună. Să acum știți că se mai fac și acum. Să știți că se mai fac aceste ședințe. Foarte rar, vă spun. Foarte, foarte rar. Dumneavoastră aveți copii la școală încă? Da, au terminat ai mei. Au avut băia și fata, au terminat. Dar ședințele la 3 luni, la un semestru, nu știu cum să zic eu așa mai... Oricum ar trebui părinții să țină legătura cu dirigintele, cu învățătorul, cu cei de la clasă. Tot ce se întâmplă, că vine copilul vopsit, oare părintele nu-l vede acasă, că pleacă vopsit? Păi exact despre asta vorbeam eu. Eu nu sunt de acord. Tinerele, elevele, până în clasa 8-a, le vezi vopsite toate culorile, machiate. Profesorul nu-ți vine așa la oră, însă elevii da. De asta și discutam cu doamna inspector. Regulamentul intern al școlii ar trebui modificat. Și aici, în cazul în care n-ai uniformă, să specific ce e în regulament, blugi negri sau albaștri, fustă dacă nu sunt blugi până la genunchi, nici mai scurtă, nici mai lungă, în cazul se întâmplă cu uniforma, cum a zis dumneavoastră, ați văzut. Și deasupra o bluză albă, un tricou alb sau albastru, orice hotărăște unitatea de învățământ, să fie cât de cât permisiv, ca o alternativă care nu este uniforma. O zi, două, o trei, o săptămână. Să găsim ceva ca să ajutăm și elevii în această chestie. Aș întreba o doamna inspector, când credeți dumneavoastră că vor dispărea acele meditații în care noi părinții trebuie să scoatem bani de buzunar pe a pregăti copilul în examen, să zic, la clasa 8 să ajungă la un liceu bun? Pentru că majoritatea dintre noi fac aceste meditații, să știți. Poate ne explicați de ce profesorii nu își dau interesul la școală și își dau interesul în particular? Când o să dispară aceste chestii, când o să ne trezim cu toții, când ne învârtim în jurul unui cerc, vine la școală, predă, așa, timpul trece, neafa merge și restul, grosul, acasă, în particular. Când o să dispară aceste chestii? Vă mulțumesc pentru emisiunea. Vă mulțumim și noi pentru intervenția din această seară și aș ruga telespectatorii să nu ne mai contacteze pe numărul de SMS. Avem număr de fix afișat pe ecranul televizorului, domnilor telespectatori, doamnelor. Dați-ne doar SMS-uri pe numărul de SMS. Nu ne mai sunați în timpul emisiunii. Vă mulțumesc. Doamna inspector, haideți să-i răspundem telespectatorului. Dacă îmi permiteți, pot să-i răspund cu o întrebare. Oare noi părinții, că vorbesc acum din perspectiva părintelui, noi părinții nu suntem și noi vinovați că promovăm o astfel de situație? Dorim ca să fim în rândul lumii, cum s-ar zice, și ne înscriem sau ne ducem copiii la meditație. Păi dacă mie profesorul îmi spune, doamnă sau domnule, trebuie să-l dai la meditație, nu se descurcă, mai mult de 6-7 nu poate la clasă. Sunt și astfel de situații. Păi vedeți, sunt și astfel domnul, de situații, la situațiile astea, situațiile astea se referă, sigur că da. Sunt și astfel de situații, nu pot să dau un răspuns concret când nu o să mai fie meditații, dar haideți să ne întoarcem acum spre cele trei instituții de învățământ din municipiul Buzău și din județ, una din județ, Glodeanu Siliștea, care au fost apreciate pentru rezultatele deosebite. Acolo se fac meditații fără bani? Nu. Se fac meditații fără bani. Fără bani. Pregătirile suplimentare. Deci, sunt... meditații fără bani. Haideți să inițiem un proiect și să includem profesori din Buzău pentru meditații fără bani, pentru admiterea la liceu, pentru admiterea la facultate, pentru bacalaureat. S-a mai inițiat odată un astfel de proiect, e o idee foarte bună aceasta. Să știți că la fiecare instituție de învățământ există program pentru pregătire suplimentară. Copiii pot rămâne, părinții sunt înștiințați. La materiile pe care le susțin la examene, română, matematică? La materiile pe care le susțin la examene. În toate instituțiile de învățământ există astfel de programe și se și aplică, se implementează astfel de programe, mai ales pentru examenele naționale. Pregătire suplimentară la limba română și matematică pentru clasele a 8-a și de asemenea pentru disciplinele de bacalaureat pentru clasa a 12-a. Pentru clasa a 12-a se începe pregătirea chiar de la nivel de clasa a 11-a.
Copiii noștri beneficiază de sprijinul suplimentar al profesorilor în contextul educațional Doamna școlar. Inspector, când începe bacalaureatul, prima etapă? Vorbiți de competențe? Competențele, da. Peste o săptămână. Peste o săptămână, elevii de clasa 12 vor începe, probe. Aceste probe, probele de competențe. Și pentru admiterea în liceu? Simulările când vor începe? Simulările acum în funcție de informațiile primite de la minister, fiecare instituție de învățământ își organizează. Stabilește calendarul. Își stabilește calendarul și implementează la nivelul instituției de învățământ respective simulările pentru disciplinele de examen. Doamna inspector, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența la noi în studio. Mulțumesc că am trecut în revistă așa câteva detalii despre noul regulament, despre faptul că avem programe pilot la nivelul județului Buzău, despre faptul că avem reabilitări ale instituțiilor de învățământ și multe, multe alte lucruri bune care se vor întâmpla în 2018. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Cu siguranță veți mai fi invitată pentru că începe prima etapă a bacalaureatului și vrem să știm rezultatele elevilor de la nivelul Buzăului. Mulțumesc doamnelor și domnilor că ați fost alături de noi și în această seară, în decursul celor două emisiuni realizate la TV Buzău. Rămâneți aproape de programele noastre. Orice problemă, orice nemulțumire a dumneavoastră o puteți aduce la numărul de SMS afișat pe ecran, la numărul de telefon fix afișat pe ecran. Oricând la redacție, colegii noștri vă stau la dispoziție și noi în cadrul emisiunilor pe care le realizăm. Mulțumesc încă o dată, numai bine, la revedere!